Prima dată când am făcut cozonac, mi-era așa de frică că mă chinui degeaba și nu o să-mi iasă nimic, dar mi-a ieșit. Și an de an am îmbunătățit rețeta și am adunat toate secretele ca să-mi iasă un cozonac pufos de fiecare dată. Haideți să vedem ce ne trebuie. Un kilogram de făină, 480 sau 3 zerouri, 18 grame de sare, 200 de grame de zahăr, 500 de grame de lapte, 3,5% grăsime, coaja de la 2 portocale mari, o lingură de esență naturală de vanilie, 84 de grame de drojdie proaspătă verificată să fie în termen, 100 de grame de gălbenușuri, aproximativ 6 bucăți, 90 de grame de ulei, 700 de grame de umplutură la alegere, eu am ales cremă de ciocolată, nuci și rahat, și un ou pentru uns. Dacă vreți să vă faceți propria cremă de ciocolată, vă trebuie 150 de grame de lapte, 3,5%, 50 de grame de zahăr și 300 de grame de ciocolată cu minim 45% cacao. Făina este cel mai important ingredient. Am mai spus-o, dar o să mai spun și acum. Puteți avea cea mai bună rețetă din lume, dacă făina nu este bună, nu iese. Alegeți făină 3 zerouri sau 480 pe care scrie de cozonac. Producătorul știe de ce o recomandă. Și nu alegeți variantele cele mai ieftine, s-ar putea și calitatea să fie mai joasă. Este bine să cumpărați făina cu o săptămână înainte și să o țineți în bucătărie la cald. Așa se usucă, iar aluatul o să fie mai puțin lipicios și mai ușor de frământat. Cernutul nu face aluatul mai bun în niciun fel, doar verificăm de impurități și grăbește puțin uscarea făinii. Cu o seară înainte să faceți cozonacul, lăsați făina, ouăle și drojdia nedesfăcută din pachet la temperatura camerei. Dacă ingredientele sunt mai calde, aluatul va crește mai repede. Tot cu o seară înainte îmi pregătesc și umplutura. Fac crema de ciocolată așa. Pun laptele la fiert împreună cu zahărul. Iar când dă în fiert, țop cu toată ciocolata înăuntru și opresc încălzirea. Acum amestec până când devine omogenă. Dacă aș face crema asta exact atunci când îmi trebuie, ar fi cam lichidă. Pun într-un borcan și las la temperatura camerei cu capacul închis, până a doua zi se îngroașă și e numai bună pentru umplut cozonacul. Tai și nucile. Eu le tai foarte grosier pentru că îmi place să le simt în cozonac. Tai și rahatul cuburi. Rat și coaja de portocală și gata pregătirea de cu seară. A doua zi măsurăm ingredientele și începem cu sarea. Dragii mei, în aluaturile frământate sarea nu se pune pentru gust. Ea ajută glutenul să formeze o rețea puternică în aluat. Așa cozonacul poate să rețină tot gazul format de drojdie și iese pufos. Dar ca asta să se întâmple, sarea trebuie să fie 0,91% din cantitatea totală de aluat. Aici ar fi cam 18 grame. Zahărul. Se poate pune mai puțin, dar nu mai mult. Un exces de zahăr încetinește foarte mult dospirea. Spre exemplu, dacă ați pune 300 de grame de zahăr în loc de 200, timpul de dospire ar fi între 4 și 6 ore. Acum o să pun sarea, dar și zahărul direct în făină și amestec. Nu este neapărat nevoie ca zahărul să fie dizolvat în lichid, se topește oricum la frământare. Acum vom separa ouăle, pentru că ne trebuie doar gălbenușurile. Este important ca ouăle să fie mărimea M, altfel va fi prea puțin gălbenuș. În cozonac nu se folosesc albușuri pentru că întăresc miezul, dar asta nu înseamnă că le aruncăm. Le putem folosi într-un chec de albușuri pentru care v-am dat deja rețeta, sau la un delicios tort de bezea, sau le puteți congela până când decideți ce faceți cu ele. În laptele cald punem esența de vanilie sau orice altă esență vă place,
și coaja de portocală. Laptele nu trebuie să fie prea fierbinte. Verificați cu degetul dacă e prea fierbinte pentru pielea voastră, atunci e prea fierbinte și pentru drojdie și o puteți omorâ. Amestecăm laptele cu gălbenușurile. Acum drojdia. În toate aluaturile cu mult zahăr și grăsime, este necesară multă drojdie. Grăsimea și zahărul fac aluatul greu. Drojdia trebuie să trudească mai mult ca să-l umfle, iar dospirea durează o veșnicie. Așa că trebuie compensat cu mai multă drojdie dacă vrem să nu ne iasă pere albe așteptând să crească cozonacul. Eu am fărmițat aici două cuburi a câte 42 de grame fiecare. După ce drojdia s-a dizolvat, turnăm lichidul peste făină. Amestecăm până ce formăm un aluat lipicios. Acum ungem masa și mâinile cu puțin ulei. Scoatem aluatul pe masă și începem să-l frământăm. Folosim câte puțin ulei odată, cât să facem aluatul să nu se lipească de mâini. Pentru că am folosit o făină uscată și am controlat atent toate gramajele, aluatul nu este excesiv de lipicios și poate fi frământat destul de ușor. De fiecare dată când aluatul începe să se lipească, ungem masa și mâinile cu câte puțin ulei și continuăm. Maxim 20 de minute de frământat sunt suficiente. Aluatul trebuie să arate cam așa. Neted și fin ca fundul de bebeluș. Din ulei trebuie să rămână cam 20 de grame ca să ne ajute să întindem foaia de cozonac pentru umplut. Acum lăsăm aluatul să se odihnească 5, maxim 10 minute, cât pregătim tăvile de copt. Nu lăsăm să dospească. Dospirea dublă se face tot pentru întărirea rețelei de gluten, dar trebuie făcută pe o perioadă mai lungă de timp. Dacă lăsăm aluatul să crească doar o oră și îl desumflăm, ca după aia să așteptăm încă o oră să crească în tavă, vă garantez că nu va face nicio diferență la cozonac. Împart aluatul în 3 bucăți, care vor avea puțin peste 600 de grame. O să fac cozonaci împletiți, așa că împart fiecare halcă în 2 bucăți egale. Acoperim bucățile de aluat cu plastic cât lucrăm, altfel se usucă. Ung masa cu foarte puțin ulei și întind una din jumătăți. Faptul că nu am lăsat aluatul să dospească ne dă un alt mare avantaj. El nefiind pufos, se manevrează mai bine, se întinde mult mai uniform, ceea ce ne va permite să dăm o formă frumoasă cozonacilor. Acum pun ciocolată. Ce umplutură puneți nu e important, ci câtă. Din tot cozonacul, umplutura ar trebui să fie 25-26%. Dacă e prea multă, trage aluatul în jos, ca să zic așa. Nu mai poate crește. La 600 de grame de aluat, punem cam 200 de grame de umplutură, de orice fel.
Din moment ce am împărțit aluatul în două, asta înseamnă cam 100 de grame per bucată. Rulăm aluatul cât mai strâns. Rulăm și cea de-a doua bucată. Acum împletim cele două funi. Le transferăm în tavă. Cozonacul trebuie să umple doar jumătate din tavă, altfel e posibil să dea pe afară. Procedăm la fel cu restul de aluat. Lăsăm cozonacii să dospească la saună, adică în pungă de plastic, la cald și cu umezeală. 2-3 pufuri de apă sunt suficiente. Unul din cozonaci o să-l pun pe balcon, unde e mai rece. Pentru că pot să coc doar 2 cozonaci odată, al treilea va dospi prea mult până când îi vine rândul și poate să dea înapoi. Așa că pe el îl aduc la cald când îi bag pe ceilalți 2 în cuptor. La mine dospirea a durat o oră și jumătate, dar poate dura mai mult sau mai puțin în funcție de cât de cald e în bucătărie, de cât de bună e drojdia, de cât de calde au fost ingredientele, etc. Pentru că a fost un mediu închis, în punga cu cozonaci se poate acumula un miros înțepător. Este alcool și este normal. Drojdia când fermentează produce dioxid de carbon și alcool. Dar nu vă faceți probleme, mirosul se disipează foarte repede, iar când veți scoate cozonacii din cuptor, nu va mai fi nici urmă de el. După dospire, ungem cozonacul cu ou bătut. Dacă vă place un pic mai dulce, puteți să presărați și cristale de zahăr deasupra. Haideți să vi-l arăt și pe cel care a stat la frig. A crescut, dar nu foarte mult. Acum îl las să prindă din urmă pe ceilalți. Ținem 45 de minute la 180 de grade Celsius sau până când o scobitoare introduse în centru iese curată. Așa arată minunățiile coapte. Trebuie neapărat lăsat să se răcească în formă o jumătate de oră. Dacă încercăm să-i scoatem imediat, se vor scofâlci instant. După ce îi scoatem din formă, ar fi bine să îi mai lăsăm jumătate de oră măcar și după aceea să-i tăiem. Să vedem cum arată înăuntru. Pufoșenia întruchipată. Sper din tot sufletul că o să încercați rețeta. Coca nu e foarte lipicioasă, se frământă ușor într-un sfert de oră și nu trebuie decât o dospire. Iar dacă mai aveți orice fel de întrebări, lăsați-le la comentarii și vă răspund cu mare drag. V-am pupat!